Campaniile de donații pentru refugiații ucrainieni continuă la nivelul județului Iași. Astfel, Consiliul Județean, în parteneriat cu Organizația Crucea Roșie, aduce la cunoștința ieșenilor că încă se mai pot face donații la corturile special amenajate. Produsele recomandate de voluntari sunt cele neperisabile sau de primă necesitate. Până în momentul de față, la nivelul județului Iași, s-au trimis către Ucraina 5 camioane de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași, pline cu alimente, haine și produse de igienă. Încărcătura a ajuns la peste 10.000 de persoane afectate de război. Ieșenilor recomand că în această perioadă să doneze fie produse neperisabile sau alimente de primă necesitate, supe instant, piureuri, hrană pentru bebeluși, produse de igienă pentru adulți și pentru copii, șervețele umede, dezinfectanți, gel de duș, sunt liste întregi, cazarmament, pături, paturi, saltele, perne, lenjerii, dar noi ar fi de preferat, chiar dacă sună un pic exagerat că cerem noi. Haine mai puțin și hainele, dacă se donează, să fie noi, să fie alături de noi, de toți cei care fac voluntariat în momentele de față și să consulte listele de necesități din teren. Oricând, noi având voluntari 24 din 24 de ore în teren, putem pune la dispoziția doritorilor lista cu nevoile actuale, curente.